Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare minunată în care vreau, dragii mei, în mod deosebit astăzi, să vedem care sunt planurile persoanei la care te gândești. Ce planuri are? Ce pași va face cu tine? Ce mesaje vei primi în perioada următoare? Drăguții mei, ca de obicei am să spun, este o etalare generală. Sper să rezonați cât mai mulți cu ea. Evident că nu o să rezoneze toată lumea. Sper să găsiți cât mai multe mesaje și, dacă nu, măcar niște gânduri bune care să vă ajute în decizia dumneavoastră viitoare. Haideți să vedem ce ne spune astăzi cărțile de oracol. Vom începe ca de obicei cu ele, după care vom continua cu tarotul Rider White. Mulțumesc frumos tuturor celor care sunteți în acest moment lângă mine. Acest video este valid, dragii mei, în momentul când vă uitați la el, indiferent când vă uitați, pentru că au fost persoane care au întrebat și dacă nu sunt cu dumneavoastră în direct, este valid când mă uit, sigur că da, dragii mei, pentru că fiecare moment în viața asta are sensul și scopul ei, deci nimic nu este întâmplător. Așa că, drăguții mei, haideți să vedem ce ne spun astăzi energiile. Mulțumesc frumos pentru păreri, pentru opinii, pentru toate gândurile bune, pentru toate vorbele frumoase, dragii mei, pe care mi le-ați adresat. Mulțumesc frumos pentru comentarii și pentru tot ce mi-a aportați în fiecare zi. Cei care doresc etalări private, strict pentru situația personală, îi aștept cu drag la acest număr de telefon de pe măsuță pe care îl aveți în acest video mai jos împreună cu e-mailul. Oricând aveți nevoie, dragii mei, mă puteți contacta. Haideți să vedem, deci, care sunt energiile astăzi pentru dumneavoastră, iubiții mei. Avem prima oară energia acestor, cu numărul 35, a faptului că dumneavoastră aveți niște piedici, dragii mei, niște blocaje. Totul se leagă de niște idei, de niște atitudini, de energiile negative care v-au fost trimise la foarte mulți. Ceea ce văd aici pentru cei care mă urmăresc este că au nevoie, dragii mei, de o curățenie spirituală, o curățenie pe care, dragii mei, fiecare trebuie să o faceți în maniera dumneavoastră. Pentru că aici cineva v-a trimis lucruri, sunt blocaje, sunt lucruri de care nu puteți trece, vă simțiți slăbiți fizic, vă simțiți afectați, vă simțiți cu insomnii, cu probleme fizice, etc. Eu cred că va fi momentul să mergeți ori la biserică, ori să faceți yoga, ori reiki, ori o meditație, dragii mei, care să vă ajute să vă puteți sfinți casa și să puteți să faceți un ritual de curățenie. Este clar că toate aceste energii vin de la dușmanii dumneavoastră, pentru că văd aici că datorită credințelor pe care le aveți, datorită ideilor pe care le susțineți, datorită înțelepciunii și inteligenței, aveți destul de mulți dușmani. Iubiții mei, este clar că trebuie să schimbați aici și niște atitudini la nivel personal, pentru că probabil stilul de viață, ceea ce până acum noastră ați crezut că este un model pentru dumneavoastră, trebuie înlocuit și schimbat. Poate că fix din asta ați suferit pentru că ați lăsat ca alții să vă facă rău, dumneavoastră mergând după anumite idei care făceau doar bine, iar atunci când dumneavoastră primeați rău, niciodată n-ați ripostat. Iată că vine momentul să vă curățați de toate aceste lucruri, să faceți un pas înainte și să nu mai permiteți nimănui să vă schimbe viața sau feng shui-ul sau emoțiile. Bun, drăguții mei, mergem mai departe. Avem energia cu numărul 34. Această energie vorbește exact de oamenii care ne bântuie, de vocile acelea interioare care nu ne dau pace, de dualitatea, dragii mei, care există în ființa umană. Adică avem vocea aceea care ne spune fă asta că e bine și vine vocea cealaltă și spune nu, nu fă asta că nu este bine, da? Pe lângă asta, cred că aveți aici și foarte multe persoane care tot timpul și-au băgat coada în viața dumneavoastră. Ori să vă influențeze, ori să bârfească, ori să vă spună lucruri, sau oferi să dea sfaturi gratis. Dar știți cum e? Când nu se pun în pantofii cuiva, e foarte ușor să vorbești. E ca și cum o femeie care niciodată n-a născut sau n-a fost gravidă dă sfat unei mame. Vă dați seama că acest lucru este imposibil. Deci am această energie a faptului că dumneavoastră aici faceți prea mult caz unor persoane din trecut, unor fantome, așa că era să zic fantasme, unor fantome, drăguții mei, din trecutul dumneavoastră, unor voci interioare care nu v-au ajutat niciodată. Unor voci care, eu văd aici, că n-au făcut decât să vă dea sfaturi aiurea. Și datorită lor sunteți nefericiți, ați plâns și poate unul dintre dumneavoastră chiar ați luat-o pe drumuri greșite. Deci mare grijă cu acești oameni care vin din trecutul dumneavoastră, care vă bântuie, că exact ăsta este cuvântul energetic, care trimite energii care nu trebuie și care sunt în urechiușele dumneavoastră. Încercați să vă clarificați, încercați să vă curățați, dragii mei, interior și încercați să apelați întotdeauna la Spiritul Sfânt, da? Haideți să mergem mai departe. Avem aici numărul 2. Iubiții mei, eu văd aici că dumneavoastră sunteți intoxicați, aveți probleme
cu a suporta anumite lucruri. Văd aici că ați fost într-o etapă în care ați avut totul distorsionat. Aveți grijă cu cei care în jurul dumneavoastră încearcă să vă dea senzația a ceva ce nu există. Este vorba de iluzie, este vorba de lucruri care probabil noi le permitem celorlalți și atunci când le permitem, acele persoane, dragii mei, sunt cele care ne conduc viața. Acele persoane sunt cele care efectiv ne creează o toxicitate extraordinară. Tu te-ai sacrificat pentru anumite persoane, tu te-ai apropiat de foc, ca să spunem așa, dragul meu, draga mea, și chiar dacă nu te-ai ars, ai grijă că este posibil ca cu aceste energii să fie aici un pericol de așa ceva. Eu cred că ați fost prea indulgenți, ați trecut peste niște lucruri, ați avut aici probabil niște viziuni care poate nu le-ați crezut, n-ați crezut că este posibil ca oamenii aceia sau lucrurile acelea să se întâmple așa cum sunt. Dați crezare pentru că peste tot există semne, dragii mei, iar divinitatea vi le arată. Descăpați de toate aceste energii negative, de această toxicitate, pentru că văd aici că atunci când exagerăm, dragii mei, suntem umpluți fix de acele lucruri care nu ne plac. Deci, energiile au fost foarte, să știți, foarte dure. Văd că au ieșit aici niște sfaturi extraordinare pentru dumneavoastră astăzi. N-au mai ieșit de mult atâtea lucruri, să spunem, destul de malefice la un loc, dar toate au rolul ca dumneavoastră să fiți avertizați, dragii mei, să fiți avertizați, să faceți schimbările necesare, să vă curățați, să faceți ce mai bine pentru dumneavoastră și să nu mai permiteți acestor lucruri să vă afecteze viața. Pentru că este vorba fix de lucrurile din cauza la care nu trăim liniștiți. Și unde mai punem restul situației cu supraviețuirea, cu viața în sine, cu problemele administrative și tot ce ne mai vin pe cap. Da? Deci aveți mare grijă pentru că este o perioadă, văd aici, destul de aglomerată energetic, dragii mei, pentru dumneavoastră. Haideți să vedem deci ce planuri are această persoană, ce pune la cale, ce mai vrea să știți despre el sau despre ea sau lucrurile care se vor întâmpla în perioada următoare. Haideți să vedem, dragii mei, ce vor să ne zică astăzi cărțile. Ca zodii, dragii mei, avem pește, avem capricorn, avem fecioară, avem leu, avem berbec, avem iarăși pești, avem aici un tăuraș, avem o balanță, avem scorpion, avem taur din nou, avem vărsător, avem săgetător și din nou balanță, dragii mei. Bun, stați că am să le pun așa, că am să le vedeți, o să le mișc un picuț. Perfect, sper să se vadă cât mai bine și la dumneavoastră. Oricum, ați văzut că noi compunem povestea din ceea ce eu văd, dragii mei, în comun între aceste cărticele. Pentru că nu stăm aici să explicăm tarotul carte cu carte, ci explicăm energiile și povestea de care dumneavoastră trebuie să aveți astăzi cunoștință, gândindu-vă la persoana de interes. Da? Dragii mei, dragi, ce pot să vă spun este că au existat aici foarte multe blocaje, dar eu văd aici că persoana ta, persoana la care te gândești, vrea să iasă dintr-o fază de congelare, dintr-o fază de necomunicare, dintr-o fază în care persoana asta e la distanță, n-a vrut să mai vorbească cu tine, n-a vrut să-ți spună despre viața lui nimica, parcă a fost o mare pauză sau o perioadă, dragii mei, de, ați văzut când e război, se spune hai să facem o perioadă în care niciunul, nici altul să nu ne atace, da? Este o perioadă în care această persoană și-a lins rănile, s-a documentat, a încercat să înțeleagă ce simțea pentru tine, a încercat să analizeze, dragii mei, de ce relația cu dumneavoastră nu a funcționat, pentru că foarte mulți aici sunteți despărțiți, supărați, v-ați dat și v-ați aruncat cu vorbe grele, au fost aici scandaluri, discuții și separări cu ștrântite, cu reproșuri, cu vorbe foarte urâte, care eu văd aici că s-au terminat destul de aiurea pentru amândoi. Și nu pentru că le-ați fi gândit și unul și altul, ci pentru că a fost aici o ură sau un nivel, dragii mei, de, să spunem, de intoleranță la minciuni, la trădare, la legat de cineva care, iarăși, pentru că avem aici iarăși acea carte a alegerii, poate a fost și un trio pentru mulți. Deci, acea intolerare, dragii mei, care tu n-ai putut să o mai oferi acestui om. Ori venea și pleca și nu spunea pe unde e, avea acea relație on-off. Ori era o persoană care venea numai când avea interesul. Că bani, că dragoste, că mâncare, că stau cu tine, după care dispărea ca măgarul în ceață. Foarte mulți aici a stat cu persoane care clar știați că mai au pe cineva, dar ați spera să fiți doar dumneavoastră și persoana aia.
De unde te miri, a mai apărut și a treia, și a patra, și a cincea. Pentru o parte dintre dumneavoastră, cred că și acest lucru este valid. Eu ceea ce văd este că ceea ce dumneavoastră ați reprezentat pentru acest om, n-a mai reprezentat nimeni, pentru că văd că omul ăsta va deschide ochii. Va înțelege ce ai reprezentat în viața sa la nivel general, dragii mei, pentru că un om îți aduce pe toate planurile liniște, fericire, mulțumire și e foarte greu să găsești o persoană care să te complacă în toate aceste aspecte. Iar tu asta ai fost pentru el, ai fost lumea lui întreagă. Și vede astăzi, sau se gândește de la distanță pentru mulți dragii mei că poate nu mai comunicați, așa cum am spus, sunteți blocați, certați, etc. Vede ce a pierdut cu această legătură în momentul când s-a rupt, pentru că poate mulți aici, dragii mei, sunteți și dumneavoastră astăzi cu altcineva sau ați încercat să vă refaceți viața sau ați spus clar, eu nu te mai aștept, nu mă mai interesează. Eu cred că acest om va realiza în perioada următoare că trebuie să lase în urmă ceva vechi, ceva care nu-i mai folosește. Ați văzut că acei galoși care se rup, care trebuie să aruncați, dragii mei, pentru că văd aici că va reconstrui această conexiune din temelie, da? Deși nu am turnul, eu văd aici că cineva a fost la pământ total și a făcut niște iluzii și această etapă e moartă, îngropată și va trebui să o luați de la capăt. Amândoi aveți plângeri. Eu văd aici că dacă v-ați pune față în față la un tribunal, să spunem așa, metaforic, ce nu i-ați arunca acestui om în față și ce nu v-ar reproșa și persoana asta dumneavoastră. Vă văd ca pe doi copii care se bat pe o bucățică de ciocolată, haideți să spunem, nu înghețată, pentru că văd aici că v-ați iubit foarte tare și, dragii mei, aici cineva a chebrat echilibru, a rupt echilibru în relația aceasta. Poate unii munceau între dumneavoastră, unul muncea, altul nu. Altul aducea mai mulți bani, altul nu. Altul își iubea copiii, altul nu. Au existat situații de posesivitate. Ai vrut să lămurești toate aceste detalii sau, dragul meu, te-ai simțit de-a dreptul folosit pentru că această persoană doar venea când avea nevoi necesare sau pentru plăceri și pentru lucruri materiale te-a lăsat în favoarea altcuiva. Că mă duc acolo, că acolo am casa, am firma, am copii, am tot, tu nu-mi oferi nimic sau pur și simplu dragostea ta a lăsat-o pe planul 2. Eu ceea ce văd este că fix aceste diferențe v-au ținut la distanță, pentru că au apărut persoane între dumneavoastră sau erau deja în viața noastră și cred că în acest moment acest om la care te gândești, el sau ea, își dorește în final să fie doar cu dumneavoastră, da? Pentru că acolo unde s-a dus acea viață de familie, văd că nu se mai bucură de ea, dragii mei, și nici partea socială. Poate unii aici vă sunt șef, vă sunt colegi, lucrează într-o firmă super tare, au avut bani de toată viața, au făcut construcții, vând mașini, etc. Văd aici că sunt niște oameni foarte puternici, dar și-au făcut niște iluzii din faptul că dacă vor face ce au făcut și înainte să fie cu tine, va fi totul bine. Și ia să vedeți dumneavoastră cum această persoană și-a dat seama că durerile sufletești, că ceea ce te afectează cu persoana dragă, îți afectează întreaga viață, da? Deci nici la servici nu mai ești tu, nici în viața cu ceilalți nu mai ești tu, nimic nu te mai mulțumește. Exact cum am spus în alte rânduri, dă cuiva cadou o insulă paradisiacă, dar dacă îl pui să stea singur acolo, se va sinucide cu rechinii, pentru că, dragul meu, draga mea, toate lucrurile în viața asta sunt lucruri ca resurse, așa cum v-am mai povestit. Resurse care ne ajută, evident, banii, casele, mașinile, plăcerile, tot. Dar dacă n-ai persoana potrivită și n-ai pe cine vrei tu lângă tine, acestea sunt egale cu zero. Exact ca și banii, atunci când ești foarte bolnav și înaintea morții n-ai ce să faci. Eu văd aici că această persoană a luptat din greu cu niște defecte, cu niște obiceiuri vechi pe care le avea sau poate anumite, să spunem, modele, dragii mei, care le-a trăit cu femeile dinainte sau cu bărbații cu care a fost înaintea dumneavoastră. Cred că e posibil ca unii să ajungă aici la un alt nivel pentru că poate s-au întors într-o căsătorie sau într-o situație, într-o altă casă, unde n-a fost alegerea corectă pentru că nu au mers pe calea inimii, dragii mei, ci au mers pe calea intereselor, să spunem. A fost mai mult interesat material sau ca să aibă acolo ceva de câștigat în loc să stea lângă dumneavoastră sau cu tine. Eu văd aici că mulți, dragii mei, vor încerca să comunice. Spun asta pentru că poate ceea ce ieri nu părea că-i pasă, astăzi de foarte multă importanță, există aici o deschidere de drum și un nou început. Omul ăsta, vedeți, dumneavoastră a fost foarte plin de el, poate chiar orgolios. E un om care niciodată nu s-a pus în genunchi în fața nimănui, a preferat să îi se taie capul decât să spună iartă-mă. Cu toate astea, astăzi să știți, este cineva care îl recunoaște că a greșit, că a stricat între voi lucrurile, pentru că dorește într-o formă sau alta să-l ierți, însă cu o atitudine nouă, va depune niște eforturi aici pentru a vă convinge că e în sfârșit altă persoană. A trecut prin probleme, a trecut prin lucruri care l-au făcut să vadă și el cum e ca alții să fie egoiști
cu ceea ce îi ofereau. Cred că această relație în care a plecat până că mulți ei sunteți în trio a fost, dragii mei, total nesusținută în ultimul timp de cealaltă pereche sau de persoana care a crezut el că îl va primi, că îl va ierta și că pot să facă compromisuri la nesfârșit. Toate sacrificiile sale au fost în van și chiar dacă s-a iubit atât de mult pe el și a avut atât de mult ego, a văzut că nu are cum să ajungă la un bine personal. Pentru că acest om, dragii mei, a văzut în final care este farmecul tău, care au fost promisiunile tale, faptul că tu îl mângâiai, faptul că tu într-adevăr erai lângă el când spuneai că ești. Adică nu erau vorbe în vânt, așa cum poate omul ăsta ți le-a dat ție și n-au existat fapte. Poate că după ce s-a trecut de iufa aceea începutului, iubirea, dragii mei, a fost un pic mai șcapătă, să spunem, la un anumit nivel, dar eu simt astăzi că această persoană își dă seama cât de mult te vrea înapoi. Pentru că a lăsat un trecut în spate, a vrut să facă niște schimbări și nu funcționează nimic dacă nu ești tu lângă el sau lângă ea. E clar că intențiile poate n-au fost nici sincere, văd aici și manipulare. Dragii mei, poate ați obosit și dumneavoastră și v-am învins tristețea și deznădejdea. Pentru că dacă omul ăsta n-a știut să vă facă fericiți atunci și n-a existat reciprocitate, dumneavoastră n-ați dorit doar o prietenie sau stai să ne întâlnim ca vecini, că nu era cazul. Tocmai pentru faptul că acolo unde este dragoste, dragii mei, adevărată, nu poate să existe o prietenie la fel de sinceră. Nu suntem în stare de multe ori când iubim pe cineva să rămânem amici cu acei oameni pentru că ne doare în continuare să vedem că își refac viața cu altcineva sau că nu sunt lângă noi. Eu simt pentru mulți aici că omul ăsta, la propriu, a învățat să iubească datorită ție. Pentru că înainte de tine credea că îi se cuvine totul din oficiu, avea scopuri cu toată lumea, nu era sincer, nu era un om care, dragii mei, să facă lucrurile corect. Parcă era uns cu toate alifiile, dar totul pentru el era el să se pună pe locul întâi, el să se pună pe un pedestal, multă complicitate și multe lucruri care le-a făcut prin spatele tău. Vedeți, dumneavoastră, acum, această persoană își dă seama că dacă își dorește o viață diferită și își dorește pe cineva care să stea până la sfârșit lângă el, tu ești persoana potrivită. Astăzi, în final, te vede ca pe o mare binecuvântare în viața lui, ca pe un împărat, ca pe o împărăteasă, dragii mei, pentru că sunt mulți oameni în viața noastră care trec și vin, întâlnim suflete pereche, dar atunci când apare alesul, aleasa, ca să spun așa, este diferit de tot ceea ce a existat înainte și de tot ceea ce o să existe după. Văd că această persoană astăzi te admiră, se uită de la distanță, poate dumneavoastră nu credeți, dar v-a urmărit prin conturi secrete sau prin altcineva, a întrebat cunoscuți, au venit chiar prin fața casei sau de la distanță a pus pe cineva să afle lucruri. Simt aici că niciodată nu și-a luat mâna total de pe tine, doar că a plecat pentru că avea foarte multe regrete și simțea că a fost superficial sau simțea că n-a putut să-ți dea ceea ce tu îți doreai. I-a plăcut puterea, a făcut abuz de acest lucru, poate a mai avut și alte victime pe lângă el. În fine, era un om care la plural trăia între anumite trădări, pentru că, dragii mei, tu l-ai făcut să schimbe viața. A avut nevoie să vindece multe lucruri ca să-și dea seama că într-o relație nu pot exista inegalități, da? Asta a fost lecția sa de viață. Pentru că poate l-a crezut că are nevoie de altceva, dar în realitate și-a dat seama că are nevoie de persoana aceea care să-i sprijine absolut toate acțiunile și care să fie lângă el la bine și la rău. Pentru că de multe ori știți cum e, la plăcinte înainte, la război înapoi și chestia asta i-au făcut-o mulți oameni înaintea ta. Da? Și-a dat seama că acea persoană pentru care te-a lăsat, de fapt n-a făcut niciodată schimbări, niciodată nu și-a dorit să facă ceva mai mult cu el sau cu ea, că au fost așteptări în van, că a fost pur și simplu trădat în ceea ce și-a imaginat că se va întâmpla. Așa că, dragii mei, pentru mulți aici văd că omul ăsta și-a luat niște lecții de viață dure. Acum nu poate să mai stea cu mâinile în sân pentru că vede aici că a intervenit divinitatea, a intervenit karma, dragii mei, între amândoi și în final, iubita mea, iubitul meu, ți se face dreptate în fața acestei persoane. Că tu-l mai vrei bine, că nu-l mai vrei iară bine, dar acest om se va căi și va înțelege cât de mult rău ți-a făcut. Pentru că văd aici foarte multe posibilități, dragii mei, și foarte multe dorințe de a schimba cuvinte cu tine, de a fi crezut din nou. Nevoia de a veni de la drum și a-ți da o altă viață, o altă șansă, să spunem, relației dumneavoastră. Pentru că mulți aici vor veni să vorbească, mulți vă vor căuta și vor încerca să lase lucrurile cât mai bine. Acum, dacă dumneavoastră doriți, mergeți mai departe, dacă nu, iarăși, e alegerea dumneavoastră personală, dar eu simt că persoana asta înțelege că totul se plătește în viața asta și că nu este nevoie să stai prea mulți ani undeva ca să-ți dai seama că acolo nu este locul tău. Iar acolo unde este, nu este locul său. Văd că foarte mulți își doresc să vină din nou, lângă dumneavoastră, în brațele dumneavoastră, în energia dumneavoastră, să reia o anumită poveste, o anumită istorie de dragoste care văd aici că a fost extraordinară, pentru că, dragii mei, atracția încă este în floare. Lucrurile nu sunt terminate, nu sunt stinse pentru totdeauna, depinde doar de dumneavoastră acum ce vă doriți să faceți mai departe. Deci cam astea sunt planurile persoanei tale. Asta este ce am văzut în etalarea de astăzi, drăguților.
Haideți să scoatem câteva litere, așa cum am făcut de fiecare dată. Haideți să vedem, dragii mei, ce litere avem pentru astăzi. Avem litera D, avem litera H, avem litera K, avem litera A, avem litera P, dragii mei, avem litera Q, A, avem litera O, avem litera C, pentru cei care aveți persoane cu C, litera L, litera N, litera R, dragii mei, litera E, avem litera W și avem și litera O. Sper că le-am zis pe toate și dacă nu, oricum le aveți aici, vă puteți uita și dumneavoastră încă o dată. Eu cred că au ieșit destul de multe și, da, într-adevăr, astăzi nu este nicio literă repetată. Sper să vă placă ceea ce a ieșit, dragii mei, sper să vă plăcut și etalarea. Pe mine m-a liniștit foarte mult că am văzut ce planuri are acest om și sper să rezoneze cu cât mai mulți dintre cei care m-au urmărit. Dacă v-a plăcut etalarea, vă aștept cu drag cu like-uri, cu comentarii, cu sugestii. Abonați-vă, îmi faceți un mare favor, este totul gratis. Dacă vreți să deveniți membri ai canalului, evident, pentru o sumă modică pe lună, sunteți bineveniți. Nu este niciun fel de obligație, dragii mei, nu este niciun fel de lucru din altă lume, decât dacă dumneavoastră vă doriți asta. Evident, dacă considerați că munca mea trebuie răsplătită mai mult, asta este la latitudinea tuturor celor care ascultă. Eu oricum, indiferent ce se întâmplă, vă iubesc, sunt aici cu dumneavoastră zi de zi pe acest canal și oricând aveți nevoie de sfaturi și de orice lucruri, sunt la dispoziția dumneavoastră. Cei care doresc etalări private, îi aștept cu drag la numărul acesta de telefon, la fel l-aveți în descrierea acestui video și ne revedem data viitoare cu știri noi și cu vești noi despre persoana de interes. Vă pup mult de tot și o zi minunată! Pa, pa!